În sezonul de vară, societatea Horticultura se concentrează în special pe acțiunile de cosire. Reprezentanții Horticultura au scos pe teren un utilaj multifuncțional șenilat cu radiocomandă achiziționat recent. Utilajul permite cosirea vegetației pe spațiile denivelate și pe cele în pantă până la 60 de grade cu un singur operator. De asemenea, este dotat cu un tocător cu cuțite ce toacă masa vegetală și arbuși de până la 3-4 cm în diametru. Acesta poate fi dotat cu o serie largă de accesorii de lucru. Utilajul va fi folosit pentru lucrările de cosire în parcul Ilsa, parcul botanic și pe malurile Begăi.